Bă, dacă nu cumva ești nou pe aici, știi deja că eu sunt țăran. Bine, nu țăran de la nesimțit, țăran în sensul că am crescut la țară. Și acum la țară, probabil că unii dintre voi știți, chiar și atunci când ești copil, mai trebuie din când în când să pui osul la muncă. La cules de porumb, la cules de prune, la dat cu sapa în grădină, la cărat lemne și așa mai departe. Da, le-am făcut pe toate. Dar, dintre toate, cea mai constantă muncă pe care o făceam atunci când eram copil era să merg cu vaca. Cel puțin pe perioada verii, mă duceam cu vaca aproape în fiecare zi. De obicei plecam de acasă undeva pe la prânz, 11-12 și mă întorceam seara pe la 8-9. Acum, mersul cu vaca avea o parte bună și o parte proastă. Partea nasoală era faptul că trebuia să mergi cu vaca și trebuia să ai grijă de ea. Dar partea mișto era că se adunau zeci de copii de toate vârstele și îți dai seama că era distracția de pe lume. Norocul meu era că eu nu prea mergeam singur cu vaca. De cele mai multe ori mergeam împreună cu fratele meu și ăsta fiind mai mare decât mine cu 2 ani, partea nasoală cădea pe el. Adică dacă se întâmpla ceva cu vaca, gen o pierdeam sau intram porumbul în Gheorghe, el era cel tras la răspundere. Ce să-i faci, frate? Te-am pus eu să te naști mai devreme? Ghinion. În fine, ca să-ți faci o idee unde mergeam noi cu vaca, era practic în mijlocul pădurii. Era o vale, în stânga pădure, în dreapta pădure, iar pe mijloc era un pârâu, în jurul căruia era o pășune, un loc superb de altfel. Acum, cu toate că acolo ne adunam mai mulți copii, de obicei plecam de acasă, eu, frate meu, căruia, ca să nu zic întotdeauna frate meu, o să-i mai zic și pălărie, frate, dacă vezi clipul ăsta, zi mersi că n-am folosit cealaltă porecla ta, știi tu care. Și vecinul de peste drum, Gixi, care era de o vârstă cu frate meu, de fapt erau colegi de clasă. Asta era trupa de șoc. Și când zic trupă, chiar nu glumesc. Eram o trupă, aveam și denumire. Trei surciol. De la trei sud-est, doar că în loc de est am pus ciol. Bine, trupă, dar nu cântam. Eram doar așa, trupa de făcut în peni, gen Edet și Edi. La un moment dat, mi-aduc aminte că ne creasem și propria limbă, să putem vorbi fără să ne înțeleagă ceilalți. Nu mai știu acum că a trecut mult timp de atunci, dar pot să vă zic cum am făcut-o. Practic, am luat fiecare literă și am înlocuit-o cu altă literă și am creat propriul alfabet. Singura regulă era ca vocalele să fie înlocuite cu alte vocale, iar consoanele cu alte consoane. Asta ca nu cumva să obținem niște cuvinte de-alea imposibil de pronunțat. Spre exemplu, dacă U egal O, N egal M, D egal R, I egal E, V egal Z, A egal U și C egal L, în loc de unde-i vaca, ai spune umrie Zulu. Ne-a luat ceva timp să ne obișnuim cu limba asta, dar în final a meritat. Nu ne mai înțelegea nici dracu, uneori nu ne înțelegeam nici între noi. În fine, acum, așa cum am spus deja, 300 ciol era trupa de șoc. Când se întâmpla o tâmpenie pe vale, puteai fi sigur că păia de la 300 ciol sunt implicați. Vacile le pierdeam aproape în fiecare zi. Le găseam mereu prin porumb la Nea Gheorghe sau prin grâu la Nea Vasile. Deveneau ăștia la noi la poartă ceva de speriat. Nenorociți așa de copii ai dumitale, erau scăpat vacile la mine în porumb. M-au nenorocit, mi-au distrus jumate de cultură. Într-o zi, tot așa eram noi pe acolo, ne jucam popa prostu sau ceva, dracu știe ce făceam, timp în care vacile își făceau de cap în porumb la Nea Gheorghe. La un moment dat îi zi lui Gixi. Gixi, umrie Zulu. Bă, nu știu, trebuie să fie pe aici pe undeva. Pe mai merge și noi acasă, hai dracu să le căutăm. Ne apucăm noi să le căutăm ca disperații, dar ia-le de unde nu-s. În porumb la Nea Gheorghe nu erau, în grâu la Nea Vasile nu erau, unde raha sunt astea? Urlam ca nebunii pe acolo. Garoafo, bălțatu, unde sunteți, bă? Dar astea nimic, parcă intraseră în pământ. În final, ne întâlnim cu o femeie pe acolo. Sărnau, mamaie, n-ați văzut două vaci pe aici? Una bălțată cu coarne mari și una maronie. A, parcă l-am văzut pe Nea Gheorghe mai devreme cu două vaci, urla la ele pe aici. Hai, să-mi bag unde o fi dus ăsta vacile. Ne mai uităm un pic pe acolo, nimic. Hai, mergem la asta la poartă. Strigând la el, Nea Gheorghe, bă, Nea Gheorghe! Iese asta la poartă. Bună seara, se întâmplă să știți ceva de vacile noastre? Se poate, s-ar putea să fie legate la mine în grădină. Dar nu vi le dau până nu veniți cu părinții la mine, că nu se mai poate așa. Haideți, Nea Gheorghe, că dacă o să avem grijă de ele. Bă, tu n-auzi? O iei pe măta sau pe tactul de mână, vii la mine la poartă și mai discutăm. Ha, păi tu-s mie zăi, plecând acolo și ne gândim. Bă, ce dracu facem, că dacă mergem acasă fără vaci ne rup ăștia. Gixi, om deștept, bă, hai să intrăm la asta în grădină să luăm vacile. Bă, nu zici tu rău, dar ăsta e geană pe ele, nu o să fie ușor. În final, după câteva minute de gândire, pe ecuații, formule și alte de-astea, venim cu un plan. Planul, evadarea vacilor. Planul era să așteptăm până apune soarele, după care fratele meu pălărie, ăsta le avea cel mai bine cu vrăjala, se duce la Nea Gheorghe la poartă să-l țină de vorbă. Timp în care, eu și cu Gixi intrăm la ăsta în grădină, pe undeva prin spate, eliberăm vacile, le scoatem din grădină și, când sunt în siguranță, eu mă întorc să recuperez pe pălărie.
Zis și făcut, se duce frate meu asta la poartă. Nea Gheorghe, hai să discutăm puțin de vacile alea. Eu și Gixi ne infiltrăm prin spate, ajungem la vaci, le dezlegăm și când s-o tulim de acolo, o auzim pe țața Aurelia, nevasta lui Nea Gheorghe. Gheorghe, vino repede, că dracii ăștia de copii sunt în grădină. Hai să-mi bag Gixi, dă-i după vacă că ne rupe Nea Gheorghe. Fratele meu, când a auzit-o pe țața Aurelia, a zbuchit-o instant și urla ca disperatul. Bă, fugiți bă, că vine ăsta! Acum, la un moment dat, mă uit în spate, n-apucaserăm încă să ieșim din grădină, că na, vacile nu știu eu ele de Nea Gheorghe. Ele vedeau pe acolo numai mâncare, mere, prune și alte alea. Și-l văd pe Nea Gheorghe cum intră în grădină. Aveam brațul un tuiac de la 2,5 metri și urla ca disperatul. Bă, mama voastră de copii, voi intrați la mine în grădină, mă? Norocul nostru că Nea Gheorghe nu era chiar un Usain Bolt, avea vreo 50 de ani, așa că am apucat să ieșim din grădină și să o zbughim în pădure, cu tot cu vaci. Misiunea evadarea vacilor, terminată cu succes. Ajungem acasă, maică mea, ce-i cu voi la ora asta? Începusem să fac griji. A, nu, nimic, ne-am luat cu vorba și a trecut timpul. Dar minciuna n-a ținut-o mult că peste jumătate de oră apare Nea Gheorghe la poartă. Scandalul după lume. Cu amenințări, cu dalea, că se duce la poliție, că să-i plătim porumbul. Îți dai seama, ne știa tot satul. Iar au comisia de la 300 ciol. Dar în final nu s-a mai dus niciunde, a lăsat-o moartă. Cu toate astea, anul următor n-a mai pus porumb acolo. A pus ghizdei. Ghizdeiul, poate prin unele zone se numește altfel, e o plantă pe care vacile dacă o mănâncă excesiv, se umflă și mor. Da, nasol, că acum chiar trebuia să avem grijă să nu intre acolo. Te-ai îngură, Nea Gheorghe. Cu toate astea, Gixi a comis-o odată. Dar despre asta, precum și alte povești cum ar fi la vânătoare de lilieci, Gixi și buvnița, cum i-am umflat unea ochiul, vă spun în alte episoade din Aventuri cu vaca. Inițial mă gândeam să vă spun mai multe povești într-un clip, dar până la urmă am zis că e mai fain să vă spun povestea și episodul, chiar dacă unele sunt mai scurte. Morala poveștii de azi, dacă vrei să ajuți niște vaci să evadeze, apelează cu încredere la 300 ciol. Ieftin și de încredere. Aștept mesaje pe Instagram. Cheers!